tuturor, v-am găsit la un nou episod. Sunt Aian și azi am făcut un episod despre Fortnite. Știu că n-am mai postat de mult timp pe canalul meu, dar sper să strângem 5 like-uri măcar și să vă abonați la canalul meu pentru a strânge mai multe like-uri. Hai să începem! În caz că nu știați, eu joc de pe controller PS4, adică joc de pe controller și... și e foarte fain. Așa. Și eu o să dăm un solo. Și hai să începem. Așa, vă rog să pune și altă prieteni să dea like la acest canal, nu numai voi, și să se strângă foarte multe like-uri. Eu filmez de pe telefon, când o să fiu mai mare o să-mi iau o cameră, faină de aceea, și încerc ca să vă placă. Am acest pickaxe, am skill de fapt, dar nu contează, nu contează prea mult skill-ul. Și îmi place foarte mult să joc Fortnite în timpul liber. Știu foarte bine să joc Fortnite. Chiar dacă am doar 8 win-uri. Nu, de fapt, 9 win-uri. Așa, doar 9 win-uri, dar îmi place să îmi pus cu, cu anti-rifle, așa, parcă se numea. Hai să mergem în Slurpy Swim. Ok. Deci, vă rog foarte mult să strângem 5 like-uri, măcar, ca să dăm o șansă canalului. Am un prieten, cred că azi voi filma cu el o videoclip în care... voi juca cu el împreună, pentru că el joacă de pe Nintendo Switch. Și eu este un bun prieten cu mine. Și mi-a zis să fac un videoclip cu el pentru că ce rost mai are canal dacă nu fac videoclip și cu ceilalți prieteni pentru a fi mai frumos. Să nu fie atât de urât. Vreau să-l prind pe acel... cum se numește? Pe acel... om. Dar n-am mai putut că avea un tractor. Avea ceva, nu puteam, că era în mașină și știți, cum se pot. Și e greu să stai ce mașină. De fapt, deja am bătut un am foarte bine. Dar nu știu de ce aștepta. Da, deci acum o să vină să mă scoată din joc. Așa și eu acum ar trebui să fug. Dar nu fug pentru că nu sunt un laș. Și o să mă ascund. De data asta, doar de data asta. Așa, se audă să lupte. Nu ne ducem și noi acum, momentan nu ne ducem. Ne protejăm foarte mult. Știu să editez foarte bine, dar nu acum. Așa, întâi ne dăm medkit-ul, videoclipul ăsta va dura ceva, dar sper să vă placă. Așa, știu că ar trebui să mai aștept să-mi dau big-ul, dar dacă vine cineva și mă atac, mai bine să fiu pregătit. Așa. Îmi place foarte mult ciocanul acesta. Are o culoare foarte frumoasă și dă cu miere. Dacă observați, dacă se focalizează. Așa, vom mai sparge cutii, care ne dau foarte mult, nu ne dau foarte mult, dar le-am dat pe acolo. Mai multe, avem nevoie de foarte mult lemn pentru bătăliile cele care urmează. Uite, una ca asta. Nu știu. Oh, nici nu mi-am dat seama.
Da, și acum vine după mine și nu sunt pregătit. Așa că el o să vină după mine, eu stau după colț. Și să nu mă vadă. Da, uitați-l cum am spus. Nu, am pierdut. Ultima încercare. Sper să câștig acest meci. Așa, o să pun mai bine camera. Stați să vedeți. Așa. De data asta merge tot în Slurpee Swim. Așa, dăm ready. Dacă nu știați, eu n-am niciun skin, doar că îmi place să colecționez pickaxe-uri, pentru că am acesta l-am luat de pe item shop și acesta l-am luat de pe item shop. Așa cred, nu știu. Aveam odată 500 de V-Bucks și am cheltuit pentru două pickaxe-uri și un dance. Pickaxe-urile cred că costau 100 de V-Bucks sau 200. 200, nu știu foarte precis. Nu, mi-am luat două târnăcoave și două o melodie care era acolo, veche, o mai am. Aruncă cu miere. Nu trece, bineînțeles. Dar putem o să mergem în hai la benzinăria aceasta. Da. Mi se întâmplă tot anul așa ceva. Trebuie să mă încarc. Trebuie să mă grăbesc. Așa. O să mergem. Pentru că nu e nimic dacă m-ați văzut în capot, că... Dar ce... Văd, dar trebuie să pun la încărcată controllerul. Văd, dar nu cred că vine aici. Văd mai mulți oameni, dar nu cred că vine aici. De ce ar veni? N-a venit nimeni aici. Ce ciudat. De ce dat nu a venit nimeni aici? Întotdeauna venea multă lume. Dacă știți, dacă jucați Fortnite și sunteți foarte buni, să știți că întotdeauna când venea câte un om aici, câte un player. Oh, avem un om. Suspens, nu știu cum se numește, nu știu prea multe puști cum se numește, pentru că eu s-a axat mai mult pe joc decât pe puști, la cum se numesc puștile, așa că nu mă prea interesează genul acesta de lucru, acest lucru. Așa vom luta mai mult. Chiar e foarte bun. Cred că am văzut un tactical. Da, un tactical, da. Da. Aveam de atunci când păstram, pentru că e mai bună pușcasă decât cealaltă. Știu că e o alegere rea, dar mai bun albastru decât gri. Oh my god! Cum se numește? A combat! Un combat albastru. My god. Știu, joc întotdeauna cu combat albastru, dar îmi place cealaltă pușcă. Uite, mai vii de acasă. Toată mi-a dorit să țin medkit-ul, pentru mine medkit-ul e foarte important. Doar că și miniurile sunt importante.
Așa. Și acum vom merge, oh my god, nu e foarte departe zona, dar avem de mers. Că între timp vom mai luta. Vom mai lua niște meți. Va ține ceva acest clip, am mai spus a doua oare care spun, dar trebuie să vă placă. Vreau să vă arăt ceva. Dacă venim aici, am văzut pe un canal foarte renumit, avea 77.002 de subscriberi. Și nu, aici vreau să vă arăt niște chestii și apoi vă arăt trucul pe care îl făcea. Așa. Așa. Deci, aici au câștigat o fantomă. După cum se vede. A câștigat lupta o fantomă în loc de un player. Cred că fantoma mă așteaptă aici. Da? M-a zis. What? Reputeri. Mai gata. Foarte greu, foarte nice. Foarte greu. L-am bătut! Oh my god, cu 10 viață! 10 vieți! L-am bătut cu 10 vieți! Oh my god! So nice! Păcat, dar nu mă pot duce la safe în starting district. Pentru că vine Zora și nu vrea să mă prinde. Așa că voi lua... Dar să mă duc, nu, pentru că mă risc. Păstrăm asta. Suntem buni. Ați văzut? El cât și-a dat puterea, noi l-am împușcat atât de mult încât a scăzut shield-ul și toată viața, toate viețile. Așa, acum avem și full armură, deci e foarte bine. E bun combatul, foarte bun. Nu știam cât de bun e, că n-am jucat prea des cu el, am jucat foarte rar. Poate voi face un videoclip cu prietenul meu, dar nu știu. Sunt puțin răcit și o să vorbesc puțin mai greu. Așa. Și încerc să câștig meciul. Dacă îl câștig, sunt foarte bucuros și sper să dați multe like-uri. Sper să nu fie aici nimeni. O să... dau acolo ca să-i spune. Pa! Mai lutez între timp. Acum văd, am văzut un om. Da, este o fantomă. Aici este o fantomă. Vai. Fantomă, hai aici! Nu vreau să vină. Oare de ce? Ciudat. Fantomă, vină! Nu mai contează. Da? Până îmi pare eu că o să vină. Că eu o să mă v-am spus. Ok. Asta a fost totul. Vă urez o zi plăcută și ne mai vedem. Pa!